Bună seara! Un pic de lumină. Vino, Leacă. Vino. Pune mână. Cum bate? Cât de tare? Îmi spui mutător de tare? Aproape. Ok. Plic! M-am uitat la cronometrul ăsta fix la 14.46. Asta ca să înțelegi. Lumina asta se poate modifica? Asta care pică aici? Adică pot să aduc ăsta. Aici? O să vă explic și de ce. Dar ce sunteți așa disperați? M-am mutat un covor de rămpiz, dar mă simt de covor. Ok, altă viață. Adică acum dacă ne uităm din această perspectivă, it's like perfect. Ia. Yeah. Nu e. Nu e pentru că de fapt s-ar putea să nu fie bine ăla, nu ăsta. Ok. Da, e bine. Ok, bun. Bă, ideea e... De ce filmați? Va fi haos, oricum. Bă, ideea e în felul următor. Toată viața am fost obsedat de control. Și asta cumva s-a născut în momentul în care eram în... Bun, prima dată să vă spun motivul pentru care sunt aici pe scenă. Poate că, bine, motivul este în primul rând că nici TEDx-ul numai aici a fost. Adică dacă... Lasă-o, dracu, chiar așa. Am înțeles, Andreea, rai cu umor. Deja a început să o ia în jos, știi? Bă, dar bendeac, lasă-o, dracu. Motivul este că mi s-a părut foarte ciudat să fiu invitat să vorbesc eu, având în vedere că sunt obsesiv-compulsiv. Adică, ca să înțelegeți ce înseamnă să fii obsesiv-compulsiv, a fi obsesiv-compulsiv e, nu știu, adică pentru un obsesiv-compulsiv, haosul e gen, nu știu cum e, pentru Viorica Dăncilă, gramatica. Știi? Adică, bă, ceva rău, știi? Ceva care trebuie să lupți, știi? Ea nu cearcă să învețe gramatica, trebuie să luptăm cu ea, să o înfrângem. Cartea care? Cartea pe care? Cartea care? Cartea care, ok. Bun, cum am devenit obsesiv-compulsiv și ce înseamnă asta? Bă, obsesiv-compulsiv înseamnă, o să încerc să mă refer la exemple. Eu am o doamnă care mă ajută la curățenie și vine de 2 ori pe săptămână și după ce pleacă dânsa, timp de 3 ore, 3 ore, eu în casă fac chestia asta. Mă duc în fiecare colț al casei, am și foarte multe obiecte, asta e foarte dubios. Mă duc în fiecare colț al casei și iau fiecare obiect așa. Și respir foarte greu, știi? După care uneori iau și o riglă și măsor dacă asta, lângă asta, lângă asta, lângă asta, este perfect. 3 ore uneori, 4 ore. Mi s-a întâmplat, eu ca să pot să scriu și scriu destul de mult, trebuie ca totul să fie perfect în jur. Mi s-a întâmplat odată să stau 3 ore să aranjez totul perfect. Bineînțeles că nu intra niciun pic de brază, de soare și așa. Am pus pe toate dispozitivele să fie iarnă, știi? Am dat aerul condiționat la 16 grade ca să pot să-mi iau pulover, afară erau 40. Și mi-am făcut un vin fiert. Și mi-am dat seama că nu pot să scriu și nu înțelegeam de ce. Și după jumătate de oră mi-am dat seama, m-am dus, am deschis ușa de la frigider și aveam 2 sticle de lapte, între care una avea eticheta așa și una așa. Am întors-o, după care am scris 6 ore. Bine, m-a ajutat și iarba să scriu 6 ore. Dar... Bă, cum am ajuns să fiu obsesiv-compulsiv? Stau mai bine jos. Bă, este foarte haotic ce fac, jur. Dar îmi place. Băi, am 11 minute. Bă, doare în curs. Am venit aici pentru că am avut o discuție cu Carlos acum vreo 2 săptămâni, sau 3 săptămâni, și în discuția asta, care sigur era foarte profundă, pentru că el este o ființă foarte profundă în particular, mai ales după 2 sticle de whisky devine de o profunzime extraordinară, și mi-a zis așa: băi, bliat, care-i problema tău? Ideea, bine, era formulat după aia vreo 18 fraze, dar ideea era că nu m-am arătat niciodată slab în fața cuiva. Și cred că motivul pentru care am venit este ca să ies din zona mea de confort și să fiu slab pentru prima dată în viața mea.
Eu când aveam o vârstă destul de fragedă, eram clasa a șaptea, am fost, mă rog, ceea ce numesc americanii bullied. Cu alte cuvinte, am fost nopit în bătaie timp de un an de zile și singura descărcare pe care eu puteam să o am în mod activ era că mă trezeam noaptea și luam o batistă, pentru că nu voiam să-i trezesc pe ai mei, bă, și trânteam batista aia până toată camera, încercând să mă descarc. După aia s-a întâmplat în așa fel, astfel încât nu am mai fost bătut, am trecut prin liceu foarte ok. Până într-o zi, când mi-a dat taică-mi o carte, se numea carte despre Toma Caragiu, și m-am trezit să mă piș pe la 4 dimineața, și în momentul în care mă pișam, atunci vin marile revelații, să știți. Nu credeți în asta că ești pe un câmp, te uiți la soare și da, sunt o ființă solară și gata, voi fi actor. Nu, mă pișam, serios, soare era. Și în timp ce mă pișam, atunci am avut revelația că asta trebuie să fac. Și începând din acel moment, treaba asta a devenit obsesivă. Adică, când aud, sigur că în toată depresia mea am avut foarte multe căutări de-astea spirituale și așa, când aud despre treaba asta cu vizualizarea, zâmbesc de fiecare dată, pentru că eu asta făceam în fiecare zi, ore în șir, la mine în cameră. Adică eu, cu alte cuvinte, stăteam în fiecare zi la mine în cameră și dădeam autografe imaginare, și nu numai că dădeam autografe, aveam caiete pline, dar și vorbeam. Cum te cheam? Iulia. Pentru... Mai vrei încă unul? Pentru cine? Pentru toată lumea. Adică făceam treaba asta ore în șir, pare o nebunie, dar o făceam. Scriam sketch-uri de televiziune, care evident că nu le filmam niciodată, dar eu le scriam, simțeam să fac asta. Mi-am făcut o primă relație, am intrat la facultate, m-am despărțit de ea după un an și jumătate în aproximativ 20 de secunde, când ea m-a întrebat, nu ți se pare că acum că ai intrat la facultate, și eu stăteam și după cursuri și repetam foarte mult, nu ți se pare că petrece mai puțin timp împreună? Și în 5 minute am fost plecat, definitiv, o iubeam de muream. Și atunci mi-am dat seama cât de mult contează profesia asta pentru mine și n-am mai făcut nimic altceva. Am căzut în depresie ușor, ușor. Probabil că m-am născut cu ea, că este ceva genetic. Și dacă ar fi să mă gândesc acum retrospectiv, cred că depresia este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat, deși a fost foarte rău și este în continuare foarte rău. Eu am venit să vorbesc despre haosul mental. Haosul mental este acel lucru care mă determină pe mine, de exemplu, acum, fiind pe scenă, și asta fiind una dintre cele mai mari spaime ale mele, pentru că sunt obișnuit să fiu pe scenă într-un rol, să fiu într-un spectacol de teatru, mi-e teamă de mor de vorbit un public. Deci, știu că pare foarte ciudat, sunt și extrem de anxios și este foarte ciudat să fii anxios și bipolar, pentru că sunt zile când pot să ies afară să fiu așa, știi? Și zile în care să-mi pun o glugă pe cap, să-mi pun ochelari, să nu pot să interacționez cu nimeni, să mi se schimbă mersul, pentru că este foarte ciudat, e o formă de anxietate în care merg, și e și foarte ciudat că te cunosc cu oamenii, știi? Și merg și la un moment dat zic, bă, eu merg cum trebuie. Și în moment, că niciodată nu te gândești cum mergi. Adică mergi, mersul e mers, adică trebuie să ajung acolo, ok, merg acolo. E, în momentul ăla zic, bă, stai o secundă, bă, eu merg cum trebuie. Și merg, nu știu, până Carrefour sau până... Zic, da, mă, deci pun pe ăsta. Vă dați seama ce văd oamenii din afară, unul cu glugă, ochelari de soare. Știi? Evident, uite-l pe Bendeac și așa. Și mă simt observat și am senzația că este un spectacol și momentul în care, nu știu, un pachet de biscuiți, știi? Și îl iau cu gesturi de... Și zile în care n-am nicio problemă. E, ca să vezi cum lucrează soarta, exact în zilele în care sunt mega anxios, întotdeauna se găsește câte unul, eu încerc să trec neobservat. Și la un moment dat se oprește unul și așa. Pintea, mă! Băi, ești cu Pintea, mă! Pintea, mă! Pintea! Și trec cu ești tristă, așa. Să moră, mă! Am fost tir cu micuțul, cu la râs, mă! Cu... E o poveste celebră cu Marian Râlea, care era faimos cu magicianul. Și... A venit o mămică și a spus copilului, hai, fă o poză cu magicianul. Și ăla zice, nu vreau, copilul. Hai, fă o poză cu magicianul. Nu vreau. Fă o poză cu magicianul. Nu vreau.
Dar cu maimuța de ce e făcut? Știi? Am momente când mă simt exact ca o maimuță. Mai ales în momentul în care nimeni, sunt situații în care nimeni nu-ți cere, știi? Bine, te trezești, știi? Bine? Că sunt eu, că e un stâlp. Că e Florin Salam, nu contează. Am ajuns cu timpul la 4.33. Nu, am ajuns cu timpul într-un moment în care programul meu arăta cam așa. Am spus, domnule, pentru profesia asta eu nu pot să-mi permit să nu dorm. De la 22 de ani până în momentul ăsta în care vorbim, eu nu am dormit niciodată fără somnifer. Niciodată. Deci sunt 14 ani. Noapte de noapte. Și nu astea, somn ușor, levănțică. Nu, tată. Xanax la început, după care dormicum, după care, nu știu, Sanval, adică chestii foarte puternice care ușor, ușor îți și afectează creierul. După aia, bă, totuși nu-mi permit în prima parte a zilei să fiu defazat pentru că am luat somnifer. Și atunci, Adderall, Regenon, Concerta, chimicale foarte puternice. Bă, totuși nu pot să scriu așa pe gol. Merge o sticlă de whisky. Da, dar scriu zilnic. Păi da, bă, dar dorm. Păi da, dar mâine o să fiu mahmur. Păi nu, că iau Regenon. Bă, dar când scrii, merge și o iarbă. Da, bă, dar și băut și iarbă. Da, bă, dar dorm. Da, mâine, Regenon. Am ajuns într-un punct al depresiei, și probabil că și substanțele m-au ajuns din urmă, în care timp de multe, multe, multe zile, 3 sau 4, n-am mâncat nimic. După 2 zile nu mai puteam să merg să fac pipi. Făceam pipi într-o sticlă sau mai multe sticle lângă pat. A fost o mare bucurie că ieșise aqua carpatic, așa avea, știi? Dopul la larg, aia, într-adevăr. Vreau să le mulțumesc pe această cale. Am avut un moment de revelație în secunda în care dormeam cam 16 ore, adică nu mai făceam absolut nimic. Am avut un moment de revelație când mi-am dat seama, băi, ești vai morții tăi, adică, bă, prietene, fă ceva cu tine. În momentul în care m-am trezit cu sete și am făcut așa, știi? Bă, fraților, când îți bei pișatul, trăiești un moment de revelație divină. Ce arsenie bocatat! Am ajuns la psihiatru, deci arătam, imaginați-vă că am intrat la birou și m-a invitat să iau loc cu un fotoliu, eu mergeam așa și el mergea așa. Rău. Și bineînțeles că mi-a prescris un tratament cu Remeron și atunci am zis, bă, asta e, mă, de asta aveam nevoie. Adică mă culc, iau somnifer, perfect. Mă trezesc, bag un Regenon, m-a trezit, da? După care, dacă mă simt, iau un Remeron, seara bea un pic și mi-am dus în continuare viața așa până în zilele noastre, plus minus. A, sunt dependent și de picături de nas. Și n-am venit să vă spun că acest haos mental în care am trăit întotdeauna este rezolvabil. Nu știu dacă este, probabil că este. Pe de altă parte, nu cred că aș fi putut să fac mare lucru, sau mă rog, mare parte din ceea ce am făcut, dacă nu aș fi trecut prin treaba asta. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face nimic, probabil, din ceea ce am făcut, pentru că mi-am făcut foarte mult rău. Dar marea mea bucurie și marea mea fericire este că nu pot să dau timpul înapoi și pot să rămân cu ce am acumulat. Am căutat întotdeauna fericirea, n-am știut să o identific, dar mi-am dat seama și sunt absolut convins că fericit cu adevărat și de plin, nu poate să fie decât ori un prost, ori cineva care este lipsit de empatie. Pentru că atât timp cât în lume se întâmplă lucruri care le vedem cu toții, atât timp cât mor 200 de studenți într-un stat african și nimănui nu-i pasă, spune nimeni acum că, domne, nu pot să mă bucur de eclerul ăsta pentru că au murit 200 de studenți. Bă, nu. Dar fericirea de plină nu poate să existe atât timp cât în jurul tău sunt oameni care nu sunt fericiți pe deplin.
există și în fericire, cred, o minimă decență. A fost extrem de haotic ce am făcut astăzi, dar mă simt foarte bine pentru că am venit și am fost extrem de slab și de fragil în fața voastră și vă mulțumesc că m-ați suportat. A fost un haos.